telespectatori, ne aflăm în pragul alegerilor prezidențiale. Toată țara este în fierbere. Mă rog, acum sincer li se cam rupe tuturor, dar m-am gândit să adaug un pic de dramatism. În această seară, după cum puteți observa, cele trei fotolii din studioul emisiunii noastre își așteaptă fiecare câte un fund care să se așeze pe ele. Cui aparțin cele trei funduri care vor apărea în această seară în emisiunea noastră și se vor așeza pe aceste fotolii? Ei bine, ele aparțin candidaților considerați a avea cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale. Doamnelor și domnilor, în această seară îi avem invitați pe domnii Crin Antonescu, Mircea Joană și președintele României Traian Băsescu. Președintele României Traian Băsescu, vă rog! Să rămână, doamne! Vă salut, domnul Antonescu! Hai să trăiești! Doamne, aș vrea... Mulțumesc, mulțumesc! Doamne, aș vrea încă din start să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați ales în această seară un sacou portocaliu! Domnule președinte, vreau să vă spun că este doar o întâmplare, nu are nimic sigur, de-a întâmplare. Face. Nu. Va fi o emisiune foarte imparțială! Așa sunt toate emisiunile noastre. Domnule, domnul Băsescu, portocaliu, domnule, e culoarea piersicii, domnule, vă rog foarte mult! Vorbești dumneata de culori, domnul Antonescu! Domnule, spuneați despre... Lăsați, domnul Băsescu! Spuneați despre fundurile candidaților la președinție, nu? A fost o glumă! Sigur. Dar ca să vin în întâmpinarea glumei dumneavoastră, trebuie să vă atrag atenția, doamnelor și domnilor, asupra faptului că din cei trei candidați, eu am cel mai sexy fund. Mi-a căzut șervețelul. Poate nu l-ați văzut pe al meu, domnule Băsescu. Domnul Antonescu, într-adevăr, nu l-am văzut pe al dumneavoastră. Dar știu pe cineva care l-a văzut foarte de aproape. Vă rog, haideți să nu depășim limita, vă rog foarte mult. Da. Trebuie să fim atenți la ceea ce vom discuta. Domnule Băsescu, ați întârziat puțin intrarea în studio și aș vrea să vă întreb de ce. Da, într-adevăr, doamnă, vă rog să mă iertați. Am întârziat un pic intrarea în studio. Am rămas să dezinfectez clanța că a pus Joană mâna și nu vreau să iau cine știe ce. Domnule președinte, ce-ați putea lua de la mine? Poate puțin bun simț. O, lovitura sub centură! Bravo, Joană! Bravo. Domnul Joană, dar acum văd că vă țineți partea cu domnul Antonescu și înapoi domnul Antonescu cu domnul Joană, dar v-ați aliat împotriva mea, bă! Domnule Băsescu, dați-mi voie să vă spun că împotriva dumneavoastră m-aș alia și cu un infractor. Păi tocmai ai făcut-o, uite! Vă rog foarte mult să nu începeți cu acuze. Eu aș vrea să vă întreb, da, care sunt propunerile dumneavoastră pentru funcția de premier? Klaus Iohannis. Klaus! Oh, domnule președinte, dar ce surpriză! Și dumneavoastră tot pe Klaus Iohannis îl vedeți ca premier? Nu. Eu pe Santa Klaus! Doamnă, mai bine îl pun premier pe Moș Crăciun decât pe la de la Sibiu, doamnă! Dar ce are Iohannis, domnule președinte? Domnul Antonescu, cred că întrebarea corectă ar fi ce nu are Iohannis. Dar ce nu are Iohannis, domnule președinte? N-are față de premier, domnul Antonescu, aia n-are. Dar Boc are față de premier, domnule președinte? Emil Boc? Tu mă întreb de Boc, băi, Joană. Da. Vrei să spun ceva? Băi, Joană, e o vorbă românească foarte deșteaptă care spune așa: esențele tari se țin în sticluțe mici. Mai puțin vodka. Băi, fiate, că vă rog, vă rog foarte mult, oameni buni, să știți că cei care se uită acum și urmăresc emisiunea noastră, ei așteaptă soluții, nu bălăcăreamă. Haideți, doamnă, lăsați-mă, doamnă, cu vrăjerile astea de presă, doamnă. Nu vor oamenii bălăcăreală? Păi dacă nu vor bălăcăreală, doamnă, de ce se vând toate tabloidele în milioane de exemplare? Exact, păi da, că ai ajuns președintele tabloid. Băi, fii atent, te rog foarte mult. Vă rog foarte mult.
Vă rog foarte mult, așezați-vă la locurile dumneavoastră. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Deci, domnilor, am o întrebare. Vă rog foarte mult! Joana! Poate așa ceva, domnul președinte, da. Iertați-mă, dar m-am enervat, domnule. Nu mă așteptam, domnule. Vă rog să-mi răspundeți pe rând. Vreau să numiți câte o calitate a contracandidaților dumneavoastră. Doamnă, asta este o întrebare capcană, doamnă. E întrebare retorică. Nu, vreau să vă spun că nu este nicio întrebare capcană, nu este nicio întrebare retorică. Domnule Antonescu, am să vă rog pe dumneavoastră să numiți o calitate a domnului Joană. Vorbește mai corect decât Vanghelie. Că e și greu să vorbești mai corect decât Vanghelie. Și cățelul meu vorbește mai corect decât Vanghelie. Vă rog foarte mult. Domnule Joana, am să vă rog să numiți o calitate a domnului Antonescu. Îl cheamă Crin, nu Ion. Foarte bună asta, foarte bună, nu mă așteptam. Domnule Joana și domnule Antonescu, am să vă rog să numiți acum dumneavoastră câte o calitate a domnului Băsescu. I-ai băgat în spital, ia fii atent. Păi e rău, domnule Antonescu, s-a întâmplat? Bea vinul curat, fără apă. Ai văzut, bă. Vă rog, domnule Joana. Conduce Logan. Păi da, conduce, dar după ce bea vinul curat, fără apă. Băi Antonescu, băi. Băi Antonescule, băi. Îți arde de râs la cum arăți în sondaje, băi. Și tu, băi, Joana, băi, vreți să vă spun ceva? Cine râde la urmă, râde mai bine. Păi da, exact. Și o să râd eu după alegeri, băi. Dumneata, ai râs destul, ai hăhăit 5 ani. Acum e rândul nostru. Da, domnule Băsescu, este rândul dumneavoastră să numiți câte o calitate a contracandidaților dumneavoastră. Ia să auzim. Doamna, am putea sări peste întrebarea asta? Sigur că da, este rândul dumneavoastră. Da, poate să sară peste întrebarea asta.